moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Ai activat în baza unui contract de muncă în Republica Moldova sau în altă țară? Ai atins vârsta de pensionare? Vino la instituția de asigurări sociale de la locul de trai pentru a beneficia de rezultatele muncii tale. Informația utilă poate fi solicitată la Casa Națională de Asigurări Sociale. Telefon de contact 022 28 6115 www.cnas.md. Vă salut, stimați vizitatori ai site-ului moldovenii.md, la cea de-a doua ediție a emisiunii Mândriți-vă că sunteți moldoveni. Pentru această emisiune ne-am propus să discutăm despre criza sistemului de pensionare. O criză care ne privește nu doar pe noi, dar și mai multe state. Rămâne să vedem care sunt categoriile de oameni care riscă să nu rămână fără de pensii și care sunt cele care ar putea obține sau sunt în drept de a obține pensii lucrând în străinătate. De mai bine de 20 de ani ne confruntăm cu migrație masivă a cetățenilor moldoveni, iar numărul mai mic de contribuabili la fondul social fac ca pensia să se diminueze din an în an. O am invitat astăzi pe doamna Laura Grecu, care este secretar de stat al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Doamna Grecu, vă spunem bună ziua și o primă întrebare. Suntem sau nu în pragul unei crize de pensionare, așa cum se discută, sau au fost scrise mai multe articole pe această temă și care ar fi unele dintre soluții? Într-adevăr, dumneavoastră, la început emisiunii, ați spus că foarte multe state se confruntă cu anumite provocări. N-aș vrea să spun cuvântul criză, pentru că e foarte tough sau foarte greu spus. Într-adevăr, sunt anumite provocări și chiar dumneavoastră, la începutul emisiunii, ați spus de provocări demografice și de provocări migraționale. Din păcate, Republica Moldova este un stat care trimite, de fapt, forța de muncă peste hotare sau persoane pleacă la muncă peste hotare în căutarea unui trai mai decent. Ori într-un sistem de pensionare, cum este sistemul de Republica Moldova, este important faptul că persoanele care sunt active, deci noi cu dumneavoastră achităm contribuții pentru pensionare de astăzi și tocmai forța de muncă care este plecată nu participă în această schemă. Și în acest considerent, la momentul actual, într-adevăr, suntem la un deficit bugetar, un deficit pe care îl susține bugetul de stat, este de 1.162.000.000, aproximativ 13% din cheltuielile bugetului de asigurări sociale, este o sumă exorbitant de mare. Al doilea factor care, într-adevăr, contribuie la sustenabilitatea acestui sistem sau la pensiile destul de mici este faptul că nivelul de salarizare Republica Moldova nu este într-atât de mare și, pe de altă parte, ne confruntăm și cu fenomenul achitării salariilor în plic și munca tenebră, conform datelor prezentate de către mai multe studii. Se relevă faptul că aproximativ o treime din bugetul de asigurări sociale se pierde tocmai din considerentul acestei munci informale sau salariului în plic, lucru care într-adevăr este unul care influențează la mărimea pensiei persoanei. Da, ați menționat mai multe probleme. Un alt factor important pe care ați spus, ne-ați dat câteva cifre de altfel, privire la acel deficit bugetar care lipsește în fondul social. Este adevărat sau nu că astăzi în Republica Moldova un angajat întreține de fapt un pensionar, iar organizațiile mondiale recomandă sau în mod normal ar trebui într-o țară dezvoltată sau în curs de dezvoltare să aibă cel puțin 3-4 angajați care să întreține de fapt un pensionar. În momentul dat avem 1,3 angajați susțin un pensionar, un pic cifră mult mai bună, optimistă decât ați spus-o dumneavoastră, dar nu este suficient această cifră pentru a avea pensii decente. Într-adevăr, conform recomandărilor studiilor și a Băncii Mondiale și altor structuri internaționale, pentru a avea o pensie decentă în țară, avem nevoie ca numărul de contribuabili să fie de 3 contribuabili sau 4 contribuabili la o beneficiară de pensie. Am mai spus în cadrul mai multor emisiuni, când ne-am întâlnit cu colegii din Austria și alte state, erau foarte îngrijorați de faptul că la momentul actual deja au 4 contribuabili la un pensionar, iar în 2050 acest număr va scade drastic, 2 contribuabili la un pensionar. Eu spuneam că, într-adevăr, la noi deja situația este una complicată, dacă vorbim din acest punct de vedere. Dar haideți să atingem și un alt subiect. Că da, migrația forței de muncă este una care persistă în Uniunea Europeană și vedeți că nu doar moldovenii pleacă la muncă peste hotare, vedeți și grecii pleacă în Germania, Germania pleacă în Canada, Canada pleacă în altă parte. Deci mișcarea forței de muncă este evidentă în interiorul Uniunii Europene și nu numai. Persoanele pleacă în căutarea unui loc de muncă sau în căutarea unei vieți mai bune. Dar
diferența între Republica Moldova și aceeași România sau aceeași Germania sau aceeași Grecia este faptul că noi nu suplinim cu altă forță de muncă. Dacă, spre exemplu, românii pleacă în Germania, atunci cetățenii moldoveni suplinesc forța de muncă din România și, practic, nu există decalajul. Ori la noi nu este suplinită această forță de muncă. Și asta este o altă problemă cu care se confruntă sistemul de pensionare la noi. Despre suplinirea forței de muncă în Republica Moldova aș vrea să discutăm un pic mai târziu, însă haideți să discutăm despre pensia propriu-zisă. Deci sunt iarăși aceleași recomandări, aceeași practică internațională care fac ca o pensie în medie să fie cam 40% dintr-un salariu mediu pe economie. La noi, părere de rău, nu avem acele 40% pentru a asigura cât de cât o pensie decentă. Vom avea pe viitor un alt sistem de recalcul a pensiilor pentru anumite categorii de oameni. Mă refer la categorie de oameni de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și cei care sunt în țară, dacă va fi o diferență dintre cei care lucrează în sistemul bugetar și cei care lucrează în sectorul privat. Deci, sau sunt foarte multe întrebări, haideți să le depănăm așa una cu una. Dacă să luăm ce va întreprinde Guvernul Republicii Moldova sau Ministerul Muncii, vreau să spun că vom veni cu un concept al pensiei de bază. Deja acest concept a fost dezbătut pe larg. Deci, ce presupune acest concept? Ca persoanele să beneficieze pe lângă pensia asigurată pe care o au ei, să beneficieze de o pensie de bază, de o sumă fixă care este acordată tuturor persoanelor, indiferent de mărimea pensiei. Ori, actualmente, noi ne confruntăm cu situația că dumneavoastră cunoașteți că se acordă un supliment de stat pentru persoane care o pensie nu depășesc 1500 de lei, iar persoanele, de exemplu, care au pensie de 1501, deja nu mai primesc acest supliment. Acest supliment este de 100, 120, 180 de lei, în funcție de categoria de beneficiar din care tu faci parte. Deci pe viitor ne propunem ca să nu existe o asemenea discriminare, indiferent de mărimea pensiei pe care tu ai, 600, 1000, 1500, 2000, dacă pensia ta este asigurată, este calculată din contribuțiile pe care tu le-ai vărsat în sistemul de asigurări sociale, atunci tu să beneficiezi de aceeași sumă de bani. Adică pensia de bază, asta pensia universală pentru toate categoriile, respectiv ulterior vine pensia ta asigurată care este calculată conform formulelor de pensionare. Asta e una. A doua, dacă vorbim despre persoane care lucrează la stat, despre, spune, funcționari publici, judecători, procurori, dumneavoastră cunoașteți că au alte scheme de pensionare mai privilegiate decât celelalte categorii. Ne propunem inclusiv categorii demnitare de stat. Exact. Aici vorbim și despre deputați, și despre membri de guvern, și despre leși locali, funcționari publici, judecători, procurori. Ne propunem ca pensiile acestora să fie calculate după aceeași formulă cum se calculează o pensie obișnuită pentru limite de vârstă. Ori actualmente au diferite scheme de pensionare. Spre spunem, deputatul are 42% din suma tuturor plăților lunare la momentul pensionării, respectiv, dacă tu ai fost deputat în anii 90-94, nu se ia salariul de 90-94, dar se ia salariul la momentul când tu te pensionezi, conform legii salarizării. Funcționarul public 75% din salariul pe ultimele 60 de luni de activitate. Deci noi ne propunem, v-am zis, să unificăm modalitatea de calculare pensiei pentru toate categoriile de persoane, indiferent de funcția pe care aceste persoane o dețin. Totodată ne propunem și să recalculăm pensiile pentru persoane care continuă activitatea de muncă după pensionare. Avem foarte multe, iată, chiar actualmente ne-am uitat pe în baza de date, aproximativ 22,5% din număr total de pensionari, dar numărul total de pensionari este aproximativ 675.000, continuă activitatea de muncă după pensie. Deci omul are și pensie și salariu concomitent. Deci ne propunem ca pensia acestora să fie recalculată reieșind din anii de muncă pe care aceștia i-au efectuat după atingerea vârstei de pensionare. După acest recalcul vor avea o pensie mai mare sau cel puțin? Sau pensiile vor fi mai echilibrate, mai corecte? Deci pensiile nu vor fi mai mici cu siguranță, pentru că conform legii, noi, chiar dacă după recalculare pensia ți-a mai mică, noi nu putem să-ți dăm pensie mai mică decât tu ai avut, pentru că asta intrăm pe neconstituționalitate. Dar cu siguranță pensiile vor fi mai mari decât pensia pe care tu ai primit-o până la recalculare. Bineînțeles că asta va depinde de fiecare persoană în parte, câți ani a lucrat după pensie, ce salariu a avut după pensie și după mai multe criterii. Deci nu putem să spunem că deci aceste 22% sau 24% vor primi aceeași pensie după recalculare sau aceeași sumă după recalculare. Dacă vorbim de categoria de migranți, că aici a spus și întrebarea la început, haideți să facem o diferențiere. Persoanele care au migrat sau care se află acum peste hotare Republicii Moldova și lucrează acolo,
Hai să facem o diferență. Ce se întâmplă cu ele, spre spune, când ele se întorc în Republica Moldova și când noi nu avem acorduri bilaterale, și ce se întâmplă cu ele când ele se întorc în Republica Moldova sau nu se întorc și noi avem încheiate aceste acorduri bilaterale. Deci prima situație, când Republica Moldova, spre spune, nu a încheiat acord bilateral cu aceeași Italie sau cu aceeași Grecia, persoana a activat o perioadă delungată în aceste state. Ce se întâmplă cu această persoană? Dacă ea a atins vârsta de pensionare de 57 de ani pentru femei, 62 de ani pentru bărbați, are dreptul să se reîntoarcă în Republica Moldova cu condiția. Deci ea va primi pensia cu condiția că a activat pe teritoriul Republicii Moldova numai puțin de 15 ani. Dacă persoana dată nu are aceste 15 ani, atunci ea va beneficia nu de pensie, dar de alocație socială. Dar legea mai prevede o anumită situație, când tu poți să-ți cumperi anii care ți-ți lipsesc. Presupunem, tu ai lucrat doar 10 ani în aceștia 15, respectiv pentru aceștia 5 ani tu poți plătești. Deci un an de cotizare costă 6.372 de lei. Este costul unui an de cotizare care este prevăzut în legea bugetului pentru anul asigurării sociale pentru anul ăsta. Deci înmulțim cu 5 ani. Deci înmulțim suma respectivă anuală pe numărul de ani care ți-ți lipsesc. Și atunci tu ai posibilitatea să-ți cumperi acești ani, dar, important, ca persoana să se adreseze și să cumpere acești ani până la atingerea vârstei de pensionare. Adică până ea va atinge vârsta de 57 de ani pentru femeie 62. Dacă ea va cumpăra acești ani după, atunci această sumă nu va intra în calculul nici a stagiului de cotizare, nici în calculul pensiei. Pe parcursul ediției, noi vom avea și păreri din străinătate a celor care lucrează în afara țării și care urmează să se întoarcă în țară. Un alt moment pe care aș vrea să-l discut este totuși latura internă. Care sunt totuși alte categorii de persoane care ar putea fi încadrate în câmpul muncii? Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, e greu de crezut că noi am putea suplini un minus atât de mare de forță de muncă în interiorul țării, care devine din ce în ce mai acută. Mă refer nu neapărat doar la oamenii care deja sunt la vârsta pensionării despre care dumneavoastră ați vorbit și lucrează. Poate ar fi liceeni, poate ar fi o altă categorie care, dacă ar avea posibilitate și dacă ar fi susținut poate din partea statului, ar putea fi încadrați în câmpul muncii. Așa cum se întâmplă, spre exemplu, în Franța, un tânăr de 15-16 ani deja lucrează 3, 4, 5 ore, cât îi permite programul. Cu părere de rău, nici programul liceal nu face posibil acest lucru. Aveți în plan pe viitor asemenea idei sau deocamdată este prematur? Deocamdată este prematur, dar haideți să ne uităm la codul muncii. Codul muncii nu interzice angajarea în câmpul muncii a persoanelor care au depășit vârsta de 16 ani. Poftim, ai 16 ani, te poți angaja la o pizzerie sau te poți angaja la un alt angajator după orele de muncă, 3-4 ore, cum ziceți dumneavoastră, ai carnet de muncă, actele sunt în regulă, respectiv angajatorul va achita contribuții din salariul tău la bugetul de legea nu permite, legea nu interzice, sigur că dar anumite condiții. Dar haideți, am și eu o fată care deja este anul de la facultate, dar sincer, nu prea liceenii noștri sunt foarte entuziasmați să meargă și să lucreze după orele de program. Orică programul, într-adevăr, este unul foarte complicat și eu am trecut cu fica este acest lucru. Și dacă, sincer, nu prea îi reușea, de exemplu, să meargă și să muncească undeva după programul de studii, pentru programul, vă zic, era foarte încărcat. Dar, într-adevăr, cum ziceți dumneavoastră, în statele europene există asemenea posibilitate, poți lucra pe săptămână nu mai mult de un an de ore și, respectiv, tu ai și carnetul de muncă și ești încadrat în câmpul muncii. Nu, cine? Deci, dar asta nu va fi, credeți-mă, acest număr de licieni, el nu va suplini necesarul de mijloace financiare, pentru că aceștia 3 sau 4 ore, sau chiar 5 ore care muncești pe zi, din salariul pe care îl va avea acest licean, el nu va permite acumulări substanțiale în bugetul de asigurări. Noi avem nevoie aici de a lupta cu fenomenul muncii la negru și salariilor în plic, dar aici vreau să accentuez că sistemul de pensionare este un sistem care reflectă, este oglinda sistemului economic din țară. Deci noi nu putem veni cu niște măsuri de majorare a pensiilor când economia Republicii Moldova este una nesustenabilă. Deci hai să pornim din perspectiva asta, urmează să atragem investiții străine, urmează să creăm locuri de muncă cât mai multe și respectiv și veniturile la bugetul de asigurări vor crește. Ați vorbit despre salariile în plic. Cu părere de rău, este acest fenomen, nimeni nu poate contesta, însă nu cunoaște mărimea acestuia sau cât de prezent este în
în societate de astăzi. Aveți careva cifre care ne spune cel puțin procentual cam câți oameni primesc salarii în plic și cât de mult ne face ca fondul social să aibă de suferit? Deci, Ministerul a solicitat un studiu din partea German Economic Team și ei au făcut analizele respective și deci nu pot să vă spun acum numărul celor care lucrează și primesc salariile în plic, dar vreau să vă spun că bugetul, și am zis asta anterior, că pierde o treime din aproximativ 4, între 2,5-3 miliarde de lei, noi îi pierdem anual tocmai din cauza fenomenului muncii la negru și salariilor în plic. Dar haideți și munca formală, munca informală, munca formală, respectiv omul are, neastă știți, un salariu de 5.000 de lei, din salariul de 5.000 de lei se achită numai doar jumătate din salariul de 2.500, se achită doar contribuții de asigurări, este persoane de în plic. Deci, dar noi mai avem și persoane care sunt angajate fără acte la locul de muncă. Bineînțeles că ministerul vine cu anumite acțiuni, ele nu sunt acțiuni care dau un anumit efect pe care noi l-am fi așteptat. De exemplu, s-au creat comisii mixte cu implicarea Inspectoratului Statului de Muncii, cu implicarea Poliției, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, tocmai pentru a combate acest fenomen, dar aceste acțiuni nu sunt unele suficiente, din punctul meu de vedere. Ce părere aveți despre faptul că totuși mulți oameni de afaceri sunt de părere că avem taxe foarte, foarte mari? Contribuția la fondul social, TVA, impozit pe venit și multe alte taxe fac ca o afacere legală din suma totală, cam 60% reprezintă impozite și taxe, inclusiv fondul social. Motiv pentru care foarte mulți oameni de afaceri mici sau poate chiar întreprinderi mijlocii apelează la aceste metode de a remunera oamenii în plin. Există vreo strategie pe viitor de a discuta cu oamenii de afaceri care abia sunt la început de cale sau poate că au deja un business bine dezvoltat, însă nu le convine aceste taxe. Chiar și în acest an au fost mărite, dacă nu greșesc, acel procent la fondul social. Sau? Nu aveți dreptate. Procentul la fondul social, tariful unic de contribuție de 29% este deja de foarte mulți ani, dintre care 6% angajatorul plătește pentru persoana asigurată și 23% din fondul total de retribuire a muncii. Dacă să ne uităm, statele membre UE, nu este Republica Moldova statul cu cel mai mare tarif de contribuție pe asigurări. Noi avem state, România, vă uitați, 31,3%, deci alte state au tarif de 34% de contribuție. Nu suntem noi cu cel mai mare tarif. Vreau să, al doilea punct, vreau să zic că deja începând cu 2014, din anumite plăți, nu se achită contribuții de asigurări sociale, impozit pe venit și contribuții medicale. Vorbesc despre, în cazul în care angajatorul, să zicem, asigură transportarea angajaților, să zicem, din sate. Spre spunem Draex Meyer, care are deja asemenea practică în Bălți, care asigură transportul organizat. Deci ea colectează persoane din diferite sau companii textile. Exact, da, exact. Și atunci, din o anumită sumă de, să zicem, din primii 25 de lei, deci nu se achită aceste impozite pe care le-am menționat. Totodată, în cazul în care se organizează hrana organizată a persoanelor, din primii 35 de lei nu se achită. Deci, într-adevăr, venim cu niște măsuri care un pic să despovăreze, să zicem, sau să nu punem povara într-adevăr atât de mare asupra angajatorilor, pentru că ne dorim foarte mult ca într-adevăr să avem investiții și străine și mixte și chiar naționale în Republica Moldova pentru a face posibil acumularea de mijloace financiare în bugetul. Există vreo strategie pentru a favoriza importul de forță de muncă, pentru că astăzi nu este secret, chiar în capitală, foarte multe edificii, foarte multe construcții sunt făcute de către companii străine, cu angajați străini, din România, din Turcia. Bine, Republica Moldova are o piață de desfacere. Eu consider că aici ar putea veni oricare și să investească Republica Moldova. Bineînțeles, poate să fie compania mamă, să zicem, în București, iar compania fiică Republica Moldova. Deci sunt diferite companii de genul ăsta și nu este doar cazul Republicii Moldova. Eu consider că sunt companii de genul ăsta pot fi găsite oriunde în Europa. Dar vă zic, este foarte important pentru că ministerul nu este atât de complicat de a majora mărimea pensiei, dar este mai complicat de a asigura sustenabilitatea acestea. Pentru că dacă noi astăzi majorăm, asta înseamnă că la 1 aprilie noi indexăm această pensie, cheltuielile sunt iarăși mai mari și cât trecem cu timp, aceste cheltuieli într-adevăr sunt mai mari pentru încrețirea pensionarilor.
moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.